Bun, recent am postat un clip, top 10 filme cu supereroi până în anul 2022, din punctul meu de vedere, și am zis că ar fi ok să facem asta și cu seriale, așa că astăzi practic facem top 5 seriale cu supereroi până în 2022, again, din punctul meu de vedere. Și evident, ca la fiecare top pe care îl fac, avem și mențiuni. Și iată, acestea sunt mențiunile. Acum să discutăm pe scurt și de câteva dintre ele. Ei bine, Constantin are doar 8 episoade pentru că a fost cancelat să se facă Lucifer, dar vă jur, dacă mai găsiți episoadele pe undeva, nu știu unde le-ați mai putea găsi acum, uitați-vă că era o perspectivă foarte interesantă, mai ales când apărea serialul și asupra personajului Constantin. Era făcut foarte bine și evident l-au stricat mai târziu când l-au adus în Legends of Tomorrow. Jessica Jones pentru mine, cu siguranță, dacă exista doar sezonul 1, era în top 5 seriale, dar sezonul 2 și sezonul 3 nu prea m-au convins, le consider doar ok-ish, ba chiar spre meh. Moon Knight a fost o surpriză incredibilă de la MCU. Cel puțin pe partea asta de seriale pot să zic că a ieșit cel mai tare în evidență pentru mine și m-a surprins și aveam și așteptări de la el. Îmi place personajul, vreau să văd mai multe cu el. Doom Patrol am văzut doar sezonul 1 și mi-a plăcut destul de mult și știu de la Comics Origins că el la zi cu Doom Patrol este destul de fain în continuare. So, check it out. N-am putut să pun Titans datorită sezonului 3 pentru că mi-l strici pe Red Hood și nu sunt de acord cu chestia asta. Așa că cam despre asta ar fi pe partea asta de mențiuni. Și evident Defenders, dar trebuie să vezi și Luke Cage și Iron Fist. Nu neapărat o să înțelegi destul de ușor. Dacă ai văzut Daredevil și ai văzut un pic de Jessica Jones, nu ai nevoie de mai mult, părerea mea. Dar poți să verifici evident și Luke Cage sau Iron Fist. Acum că am terminat și cu mențiunile, haideți să intrăm în topul propriu zis. Pe locul 5, da, am ales să pun Peacemaker de anul acesta, care pentru mine a fost o surpriză incredibilă. După ce DC-ul aparent a căpătat încredere în James Gunn după ce a reușit să scoată acest Suicide Squad nou, care mie mi-a plăcut la nebunie, l-am pus și în topul de filme cu supereroi, mi se pare că pe locul 10, dar a reușit cumva să revitalizeze, să-l facă poate chiar acolo sus, să-l pună în producție pentru întregul univers. Mai ales că serialul ăsta iar a confirmat că dintr-un personaj care nu prezintă mare interes, pentru că eu când am auzit inițial că se face serial Peacemaker, mă întrebam de ce. Ai atâtea personaje interesante în Suicide Squad, aș fi vrut să văd un serial neapărat cu Bloodsport, cu Idris Elba sau cu Ratcatcher, să facă team-up cu King Shark. Existau multe personaje în crew ăla care aș fi preferat la primă vedere să văd un serial făcut de James Gunn. Și atunci când am văzut că alege Peacemaker, am fost intrigat. Am zis, ok, hai să vedem ce poți să faci. Și de la partea de scene de acțiune violente, R-rated, partea de umor care pentru mine, cum să zic eu, stick the landing destul de bine, efecte vizuale foarte bune, costume, personaje ridicole, dar care funcționează foarte bine, John Cena care oferă o performanță foarte, foarte bună pentru el în principal, dar și dacă îl iei ca și o performanță actoricească, e destul de bun și așa, ne gândim gândindu-te că e John Cena. Și overall și plotul funcționează foarte bine, are o concluzie și overall, da, Peacemaker a fost o surpriză mega plăcută pentru mine și uitați-vă, cred că îl găsiți pe HBO Max în momentul de față. Uitați-vă neapărat că este fun as fuck. Mi se pare serialul perfect de să te uiți într-o seară, într-o duminică sau într-o zi când ești obosit și crede-mă că o să mai capezi puțină energie să râzi. Serialul ăsta efectiv stârnește în tine niște energie pozitivă. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Pe locul 4, da, știu, este un serial despre care nu cred că ați auzit foarte mult sau doar ați auzit și nu l-ați verificat. Este un serial din 2019, la producție se află și James Wan și o să vedeți asta în stilul serialului, cel puțin la acest look and feel, dacă vă uitați la el. Și da, pe locul 4 am ales să pun Swamp Thing, primul sezon, pentru că și-a primit cancel, cred că doar după câteva episoade, a fost ceva dubios acolo, dar Swamp Thing, pe lângă faptul că îți prezintă un personaj nou, pe lângă faptul că nu are look and feel-ul de CW. Nu are deloc, pentru că asta se întreba foarte multă lume. Mai ales că, din nou, e un serial unde există foarte mult CGI pe partea asta de Swamp Thing și pentru un serial lansat atunci și acum arată foarte bine. Are un stil vizual foarte aparte, are o colorizare aparte care funcționează foarte bine, are o poveste de... Nici nu știu dacă să-l încadrez pe Swamp Thing la supererou, deși la sfârșitul serialului poți să zici că da, poate fi considerat un oarecare supererou. Funcționează super bine.
funcționează super bine și personajele din jurul lui, are un plot interesant care pe mine m-a ținut captivat. Din nou, aveți și recenzii mai la tot ce vorbesc aici în acest top și plus mențiune, să găsiți câte o recenzie, dar Swamp Thing pot să zic că m-a surprins plăcut și m-a făcut să-mi cumpăr câteva comic book-uri cu personajul ăsta, să aflu mai multe, că serialul în sine m-a stârnit să vreau să aflu mai multe despre Swamp Thing, despre personajul ăsta. Și din nou, ca parte vizuală, producție arată foarte ok, partea de actorie iar este ok, am descoperit pe actrița principală care pot zic că îmi place în ce proiecte am mai văzut-o ulterior, și anume Crystal Reed. Deci oferă destul de multe și sunt dezamăgit cumva că i-au dat cancel și na, poate o persoană, două dintre voi o să-i acorde o șansă. Iată că am ajuns și la creme de la creme, pentru că da, pe locul 3 se află Punisher. Știu că pentru mulți, în special pentru comics, este pe locul 1 și mie mi-a plăcut foarte mult. A scârțit un pic de tot sezonul 2 pentru mine față de primul sezon, dar doar puțin. Știu că pentru unii sezonul 2 îl consideră cu mult mai slab decât primul sezon. La mine nu este cazul. Pur și simplu, Frank Castle, acest personaj adus așa după acele filme din anii 2000, tot cu Frank Castle, Punisher și Punisher Warzone, să primim 10-13 ani mai târziu acest personaj. Faptul că a avut un rol semi-important în sezonul 2 din Daredevil și ulterior fanii, lumea a cerut să se facă un serial cu Punisher și s-a făcut. Și avem brutalitatea aia, avem un personaj bine construit, plin de traume, plin de trăiri, plin de suferință. O dramă de familie poți să te uiți la acest serial Punisher, poți să o vezi exact așa. Dar funcționează foarte bine oricum ai privi serialul ăsta, pentru că atât pe actorie, cu toate personajele care funcționează bine, pe lângă povestea foarte bine construită în jurul personajului nostru Frank Castle, pe lângă performanța pe care o oferă John Bertel, și sper că dacă se întoarce vreodată în MCU cu un serial Punisher, să fie exact la fel și să nu accepte să strice acest personaj atât de dark e și totuși poți să empatizezi cu el, și scene de acțiune care sunt realistice, îl crezi în orice secundă că poate să moară, îl vezi rănit și îl crezi că e aproape de moarte, pe lângă faptul că mai există și câteva cameo-uri din seriale respective care apăruseră pe Netflix. Este cu siguranță ceva așa, out of the box când a apărut și cu toții l-așteptam. Și abia aștept să-l revăd, sincer să fiu, și-s convins că poate câteva persoane dintre voi o să-l revadă de asemenea, sau sper eu câțiva dintre voi să-l vadă pentru prima oară și să zică wow. Iată că am ajuns și pe locul 2. Pe locul 2, evident, se află The Boys overall, deși, într-adevăr, primul sezon din The Boys este excepțional pentru mine. Al doilea este puțin mai slab, dar în continuare fun, și al treilea, până la un moment dat, mi-a plăcut extraordinar de mult. Cred că ultimul episod, o anumită scenă, un anumit moment care a stricat puțin liniaritatea poveștii, m-a făcut să nu mai placă așa tare sezonul 3, dar până atunci avem foarte multe episoade extrem de fun. Dar ce a reușit The Boys, a reușit să vină în acea perioadă, da? În care nu prea vedeai să facă filme sau seriale cu supereroi altfel. Da, știu, e inspirat, e bazat pe niște comic book-uri. Dar overall, The Boys a avut succesul ăsta și că a fost lansat într-o perioadă fantastic de bună, și evident, nu doar asta, pentru că personajele sunt construite bine. Avem diversitatea asta, premisa asta foarte bună, efectele astea vizuale R-rated și scârboase, dar și suculente, aș putea zice, cel puțin pentru mine a fost o oarecare satisfacție să le văd, și știu că sună extrem de awkward în momentul de față să zic asta, dar funcționează foarte bine overall. Abia aștept să se termine, sper să se termine cu sezonul 4, sper să nu o lungească mai tare, pentru că dacă nu se încheie din punctul meu de vedere The Boys la sezonul 4, am impresia că o să intre în capcana aceea de mai scoatem un sezon și un sezon, că lumea oricum se uită și o să strice povestea, și sincer nu aș vrea asta și aștept un sezon 4. Mă uite așa, imbatabil, foarte bun, foarte, foarte bun. Billy Bucea este cu ochii pe voi. Iar pe locul 1, evident, nu cred că e o surpriză pentru cineva dintre voi, pe locul 1 am pus Daredevil, totodată Daredevil l-am pus în top 10 seriale de nota 10, și iată de ce.
Daredevil, 3 sezoane, produs de Netflix, probabil nu vă miră și probabil foarte mulți dintre voi ați apreciat Daredevil, dar nu ai cum, adică serialul ăsta a fost un etalon și în continuare Marvel cu seriale pe care face în momentul de față ar trebui să cască ochii și urechile și să revadă seriale ca Daredevil, Jessica Jones sau Punisher, pentru că Daredevil cu siguranță în anul în care a apărut a ridicat multe priviri de bă. Uite, poți să faci și o poveste cu un supererou care să fie serioasă, să fie dark, să fie de la Marvel și să o poată privi oricine, nu doar un fanboy Marvel, nu doar un fanboy superhero movies and productions. Și asta a făcut Daredevil, de la Charlie Cox, care este perfect pentru Daredevil și abia aștept să-l văd în Spider-Man 3 și ca Matt Murdock, eu sunt mulțumit cu chestia asta, dar vreau să-l văd acolo, să știu că are o continuitate omul ăsta și că va menține personajul, că nu-l va lua altcineva. Dar actoria este impecabilă, cinematografia este foarte faină și un gimmick foarte mișto pe care l-are Daredevil sunt acele scene de luptă one shot care sunt absolut incredibile și au fost din ce în ce mai bune de la sezon la sezon, mai mult ca sigur, adică cel puțin cea din sezonul 3 în care primim pe ca villain și pe Bullseye, pe lângă faptul că avem pe Kingpin, care e foarte mișto conflictul construit între Matt Murdock și Wilson Fisk, e extrem de mișto construit și arcul lui Daredevil, adică Spidey mă tot amenință în secret, îmi zice bă, m-am apucat de un thumbnail și vreau să fac un clip din ăla lung de oră în care doar să vorbesc despre psihologia personajului Daredevil, pentru că e extrem de bine scris și trebuie să vezi Daredevil. N-ai cum să nu vezi Daredevil. Adică dacă vrei să vezi o producție foarte bună din toate punctele de vedere, pentru că e din toate punctele de vedere foarte bună, îl introduc și pe fucking Punisher, pe John Burtle, are tot ce vrei acest serial, mai mult ca sigur. Iubesc acest serial, poate pentru voi nu este unul din cele mai bune, dar pentru mine cu siguranță este cel mai și cel mai bun serial pe care chiar l-aș putea revedea oricând și să nu mă plictisesc o secundă. Mamă cât de categoric am fost la Daredevil. Îmi pare foarte rău că atunci când am intrat pe rețele sociale, toată lumea era destul de pozitivă pentru adaptarea asta lui Daredevil în MCU. Și sper să nu facă chestia asta. Sper ca Daredevil Born Again să fie cel puțin undeva pe la 70% ca ton, ca look and feel, ca personaje, ca trăiri, pe cum a fost serialul acesta. Serialul acesta cu siguranță a rămas în inima mea, o să rămână în inima mea, o să-l revăd ori de câte ori vreau și o să vreau de foarte multe ori, deja am făcut-o de câteva ori și nu mă pot plictisi nici măcar o secundă. Deci da, Daredevil, du-te să-l vezi, du-te și vezi-l neapărat, îl găsești în momentul față pe Disney Plus, destul de ascuns, nu e la prima vedere, pentru că na, este mai dur, mai nu prea are ce să caute pe Disney Plus, nu l-au pus niciodată pe prima pagină, dă-i un search. Și uită-te la Daredevil. Bun, și cam aceasta a fost lista. Probabil acum pe final de clip sau poate câțiva în comentariu să vă întrebați unde sunt serialele de animație, că și alea sunt cu supereroi. E bine, aici am vorbit strict de live action, pentru că dacă făceam cu seriale de animație, cred că în mare parte doar seriale de animație existau aici. Așa că aștept topurile voastre în secțiunea de comentarii. Eu am fost Nevi, nu uita de un like, de un share, de un subscribe să susții acest canal. Dacă vrei să susții și mai tare acest canal, o poți face oricând prin butonul de join, o poți face oricând prin butonul acela de mulțumire. Orice donație este super apreciată de mine. Totodată mulțumesc membrilor care donează lună de lună, care mă mai ajută odată la aproape un an să mai cumpăr o sculă nouă, că na, nu sunt atât de mulți membri, dar din nou, mai bine că sunt decât că nu sunt. Așa că eu am fost Nevi și ne revedem când ne-om revedea. Pa!